Mă numesc David Cristian, am 40 de ani, m-am născut și am crescut la Roșia Montană, sunt căsătorit, am 2 copii, am lucrat la mina de la Roșia Montană timp de 16 ani până s-a închis. Am reușit să mă angajez la compania minieră Roșia Montană Gold Corporation, unde am un contract pe perioadă determinată, o șansă nu ți se dă de multe ori și ar fi păcat să o ratăm, pentru noi și pentru cei din jur. Că dându-se drumul la proiect, nu lucrăm numai noi localnicii, că vor lucra mulți, foarte mulți oameni. De la cei care transportă, de la șofer, de la camionagii, de la tot, firme, toată lumea va lucra. Oamenii din zona Roșia Montană nu-și doresc decât să muncească. Află-le poveștile de viață pe scrisoare către România.ro.